Asta au încercat să facă ieri trei sirieni care au sperat să înșele vigilența polițiștilor de frontieră și le-au prezentat documente de identitate false pe numele unor cetățeni bulgari. Cetățenii sirieni călătoreau cu un autoturism condus de un bulgar în vârstă de 59 de ani. În urma cercetărilor s-a stabilit faptul că cei trei sunt cetățeni sirieni cu vârste cuprinse între 42 și 47 de ani. Fugarii au declarat că și-au procurat cărțile de identitate bulgărești false din Sofia de la o persoană de origine arabă, ale cărei date de identificare nu le cunosc, în schimbul unei sume de 3.000 de dolari cu scopul de a ajunge în Germania. Polițiștii de frontieră au procedat la întreruperea călătoriei persoanelor în cauză, iar conform protocolului româno-bulgar, bărbații și documentele au fost preluate de către Poliția de Frontieră Bulgară în vederea continuării cercetărilor și dispunerii măsurilor legale ce se impun. O altă practică a celor ce tranzitează Vama Giurgiu este aceea de a introduce în țară diverse mărfuri fără documente legale, oricare să ateste că mărcile folosite de produse sunt cele originale. În cursul zilei de ieri, la punctul de trecere a frontierei Giurgiu, s-a prezentat pentru a intra în țară la volanul unei auto-utilitare un cetățean bulgar în vârstă de 46 de ani. În urma controlului efectuat asupra autovehicolului, polițiștii de frontieră au constatat că în acesta se aflau produse textile în valoare de peste 6.000 de euro. Procedând la verificarea documentelor de însoțire a mărfii, lucrătorii au descoperit că acestea sunt false, deoarece firma românească pentru care erau destinate produsele textile nu are ca obiect de activitate importul de astfel de mărfuri. Bunurile în valoare de peste 6.000 de euro au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor, iar persoanei în cauză i s-a întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de uz de fals.